ca una care am experimentat cealaltă parte a baricadei. Am fost plecată și mi-am lăsat acasă copilul. Nu mai vreau așa ceva. Niciodată. Era mare. Avea 13 ani. Dar la o săptămână, cum am plecat, prima lui vizită pe care a făcut-o la sora mea, a spus: când se întoarce mama, n-am să o mai las să plece niciodată. Deci, și nu sunt singura aici. Mai este cineva care a experimentat. De asta îi înțeleg așa de mult pe copii. Și pe mame, nu. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Nu pot să înțeleg. Nu pot să înțeleg o mamă care nu vine acasă un an. Nu pot să înțeleg ce inimă poate să aibă. Nu condamn pe nimeni, înțeleg că este foarte greu. Nu sunt judecător, dar nu pot înțelege cum se mai poate numi o mamă aceea care își lasă copiii acasă, chiar dacă și îi lasă pe mâini bune, pe mâna bunicii, care îi ajută, pe mâna unei prietene, pe mâna unei surori. Nu există termen, nu se poate discuta. Sentimentul pe care îl ai tu ca mamă, care e mamă, atunci când nu poți comunica, recunosc, dacă atunci aș fi avut această posibilitate să vorbesc pe Skype cu copilul meu, cred că ar fi fost extraordinar. Poate nu ca și când l-aș fi îmbrățișat, recunosc, dar pentru mine ar fi contat pe dor. Felicita, spune-ne, cum îi ajuns tu pe copiii din faraoane acum? Că ai mijloace? Da, vin, dar eu mi-am făcut într-o zi program de după amiază pentru copii și pentru liceeni, dar în special pentru copiii care pot comunica cu părinții doar după amiază. Pentru că părinții sunt liberi după ora 4, după 5, depinde, după 6. Și chiar dacă nu este, poate nu sună bine, nu e normal, îi programez pentru ca să aibă intimitate. Așa, îi programez în familie. Tu vii de la ora cu tare, tu vii de la ora cu tare. Bravo. Și nu vă spun ce fericire e. Nu, trăiesc alături de ei, pe mare majoritate, și consilier, vreau, nu vreau, am devenit ca un fel de refugiu în pauze. Venim la dumneavoastră la bibliotecă, mai stăm de vorbă. Deci devine un... Zic, dar de ce ați venit? Vreți cărți? Nu. Vrem să stăm de vorbă. Deci vin să stea de vorbă. Sunt foarte mulți, chiar am avut sub mână, în grijă, de două ori, trei surori. În primul caz, veneau și își făceau temere la mine, aveau ambii părinți plecați și doi ani de zile i-am ajutat, inclusiv am fost altfel implicată, veneau la mine în weekend amândouă, toate trei rămâneau în fiecare weekend ca să primească îngrijiri, în afară de... În al doilea caz, aici e ceva, o mamă care a avut trei copii cu același bărbat, fără să fi fost căsătorită, între timp s-au căsătorit, au ajuns acum la bine, tatăl a recunoscut copiii, dar acolo nu o să mai fie familie niciodată. Nu știu până unde ajunge ce voi spune eu, nu dau nume, dar simt că acolo familie nu o să mai fie niciodată. Pentru că a fost și tatăl plecat, chiar dacă nu și-a recunoscut copiii, mama s-a dus încercând să unească familia, să facă o familie. Au dus copiii acolo în vacanță, anul trecut, și au spus copiii: nu mai mergem niciodată în Italia. Nu ne place. Ei au crescut aici, s-au obișnuit și nu mai merg. Și există și cazuri fericite. Asta dacă în timp părinții, eu știu, nu le vor oferi o alternativă de nerefuzat. Copilul premiant, după trei luni, un trimestru, mi-a trebuit un an să-l recuperez, nu mai vorbesc, avea gașcă și vreau să spun, bine, soțul a fost acasă, dar el a făcut o afacere, nu s-a putut ocupa așa cum îl ocupam eu de el.
Asta este din familia mea, am și eu o fată plecată în Italia, dar e plecată cu familia. Și pe lângă faptul că suferă și ea, fiind de peste 30 de ani, îmi spune și pe Skype și pe asta vorbim, mamă, mă mai iubești? Fiind cu familia, găsesc nepoțelul vara trecută, acum termină clasa 1-a, îl găsesc vara trecută, uitându-se în oglindă. Eu nu merg în Italia, eu nu merg la școală în Italia. Își bătea peste față, zice, Doamne, de ce trebuie să mă duc eu la școală în Italia dacă eu sunt român? Nu vreau să mă duc. Și mă duc și îl găsesc și îl prind, zic, da, de ce spui asta? Cine trebuie să mă audă pe mine ca să nu mai meargă copiii la școală în altă parte? Vă spun, si un copil de 7 ani, n-avea nici 7 ani, e extraordinar de dureros și pentru cei care sunt plecați chiar cu familia, tot timpul sunt nemulțumiți, sunt, au făcut și acolo studii, ei totuși lucrează foarte greu, deci nu, e foarte, foarte... De Crăciun am fost sunată insistent de o bunică, care m-a rugat, trebuie să mergi la bibliotecă, să mă ajut, vreau să-mi văd nepotul. Nepotul a crescut la ea și a fost luată de părinți în Italia. Cum să nu? Îmi spui ora la care trebuie și m-am dus acolo. Vă spun, am trăit o emoție, cum am zis, când n-am trăit în viața mea așa ceva, când s-au văzut pe Skype, e mamaie, deci este ceva, bunicii au trăit niște emoții extraordinare, pentru că și-au văzut nepotul, era ajun de Crăciun și eu m-am dus. Deci la bibliotecă, noi acum, pentru că avem internetul, nu putem să zicem că avem program de la ora. Noi ne ducem când suntem solicitate, dar este o satisfacție extraordinară pentru noi, extraordinar de mare. Nu știu cât contează și cât contăm în fața celorlalți, dar pentru noi este o satisfacție extraordinară pentru că putem măcar atâta lucru. Să ajutăm să se vadă, să ajutăm să-și transmită emoții, sentimente. E foarte, foarte frumos. Bine, și sunt și multe alte exemple. Am putea să scriem jurnale, cărți, cred că am putea să facem o chestie. Aș vrea să mă arată să poate, pentru că spuneați că nu știți cât contează. Contează extraordinar de mult. Deci dacă dumneavoastră conștientizați rolul pe care îl aveți acum în comunitate, este extraordinar, sunteți sau puteți fi liantul între școală, medic, preot, asistent social, cine vreți dumneavoastră, deci dumneavoastră sunteți în imediată apropierea copiilor, involuntar, asta este, auziți ce discută și dacă au anumite gânduri care îi macină și dacă au anumite probleme din care dumneavoastră, adult fiind, vă dați seama că nu le pot depăși singuri și au nevoie de ajutor, contează extraordinar de mult să fiți acolo lângă ei, să îi ajutați atât cât puteți, iar în momentul în care simțiți că dumneavoastră nu mai puteți să îi ajutați, să cereți ajutorul unei persoane care ar putea să facă lucrul ăsta. Extraordinar de mult. Una are 9 ani, una are 10 ani, vin la mine la bibliotecă numai pentru ca să le îmbrățișez. Pentru că îmi povestesc, îmi relatează din experiențele lor de la școală, dar vin ca să le îmbrățișez. Deci atâta vor, mă ridic de pe scaun, dacă sunt la scaun, pe scaun, și le îmbrățișez. Și sunt mulțumite, nu mai sunt mulțumite. Și au scăune, nu s-așează în jurul nostru. Am devenit o mamă. Colega mea așa spunea, o singură atingere, parcă transmiți o energie pozitivă. Este un lucru extraordinar. Și știu că vin cu scăunelul și stau în fața mea și așteaptă câteva cuvinte de încurajare. Proiectul acesta este extraordinar și trebuie continuat și antrenat cât mai mulți copii, mai ales din mediul rural, pentru că sunt localități rurale care nu au altă posibilitate de a lua legătura cu părinții. Deci dacă sunt câteva probleme mai dificile, le lăsăm deoparte și în primul rând trebuie să vedem partea bună a acestui proiect, care este extraordinar. Eu am citit cu câteva luni în urmă despre acest proiect, când doamna directoare ne-a oferit consilierilor județeni o informare în legătură cu acest proiect. Am adus în discuția consilierilor județeni această problemă și am informat în felul acesta și opinia publică, pentru că ședințele noastre se transmit public. Și mi s-a părut o treabă extraordinară, pentru care vă felicit pe cei care ați inițiat proiectul, felicit pe cei care s-au alăturat acestui proiect și cred eu că e o
treabă extraordinară care s-a făcut și trebuie continuat. Am înțeles, se încheie în 2011 și dacă voi avea posibilitatea, când se va încheia acest proiect, să aflu toate datele, nu îmi voi face cu plăcere datoria de a informa din nou opinia publică, să zic, județeană. Reprezentant din partea primăriilor și ați făcut un pas foarte mare dacă îi invitați ca parteneri. Noi oricum ne luptăm cu problemele astea. Zilnic avem câteva probleme, câteva cazuri complexe de rezolvat și posibilități foarte puține de a rezolva măcar în parte din problemele fiecăruia. Este salutară inițiativa dumneavoastră și rezolvă o mică parte dintr-o mare problemă. Ideal ar fi să se creeze un cadru propice ca fiecare părinte să stea lângă copilul său. Nu sunt psiholog de meserie, sunt asistent social, dar este o întreagă teorie a atașamentului. Sunt foarte multe probleme psihologice care trebuie rezolvate și un copil care nu crește lângă ambii părinți are foarte mult de suferit, pentru că nu are nici modelul feminin, nici modelul masculin și nici modelul familiei. Deci, sunt foarte mulți copii lăsați în grija bunicilor și se spune că tot în familie sunt. Este o diferență de generații, de mentalitate. Bunicii sunt prea bătrâni ca să facă față energiei debordante a nepoților. Nu-i pot înțelege. Nu putem face idealul ca părinții să-și poată permite să-și întrețină copiii în familie, dar măcar să compensăm pe cât se poate din ce putem face. Sunt pași mici pentru a rezolva probleme mari. S-a făcut referire la puterea legislativă. Este un ordin din 2006 prin care părinții care pleacă la muncă în străinătate trebuie să se adreseze instituțiilor publice pentru a solicita o dovadă că și-au lăsat copiii în bună regulă. Dovada aia este un document necesar la dosarul de angajare. Din păcate, se adresează instituțiilor publice foarte multe persoane care cer acest document și, din fericire, dacă pot spune așa, din cazurile fericite. Din cazurile în care un părinte este conștient, este strâns cu ușa, n-are ce să-i oferi copilului dacă rămâne în țară, trebuie să plece, ține oricum legătura cu familia, indiferent de căile pe care le găsește, trimite bani acasă pentru întreținerea copilului. Problema mare este a copiilor care rămân abandonați, a părinților care pleacă pur și simplu și nu mai țin legătura cu lunile, cu anii. Sunt copii care ajung în plasament, sunt copii care sunt abandonați, sunt copii care poate ar putea fi adoptați, sunt cazuri sociale care sunt blocate, pentru că nu se mai știe exact unde au ajuns părinții, în ce țară, deci nu se mai menține legătura. Deci acolo numai teoria atașamentului este distrusă, dar nu se mai pot rezolva cazurile din cauza birocrației. Se rezolvă, când noi găsim în asistența socială, am învățat de atâția ani de când asistența socială funcționează în România, am învățat să găsim soluții. Dar și cu partenerii neguvernamentali care sunt mai flexibili decât noi, pentru că așa se poate, le permite legea, ca să spun așa, dar nu se rezolvă problema, din păcate. Și am dorit să fim invitați parteneri. Cazurile a căror copiilor rămași acasă și a părinților în străinătate sunt cazuri sociale, chiar dacă nu vrem să le numim așa. Sunt mulți copii care nu vor să se considere caz social, dar ajung în atenția noastră cu diverse probleme și ar trebui tratate ca atare, adică confidențialitate, profesionalism, ar trebui lucrat în echipă. Ce am văzut eu aici, am văzut cumva o încercare a comunității de a se implica
în viața socială și nu, nu mă arăți cu degetul spre instituții. Statul să-ți facă în general, cum se spune înainte, statul. Cine îți crească copiii? Statul. Deci acum, cred că fiecare începe să ia contact cu, cu realitatea crudă cu care ne lovim noi zi de zi. Și asta este un fapt care este de apreciat. Presa, la rândul ei, ajută foarte mult. Ca să fac o paranteză, când a apărut ordinul în 2006, s-au adresat instituțiilor, inclusiv părinții care vreau să plece în concediu. Plec în concediu, îmi las cu copiii, cu bunicii, îmi trebuie document, mă întorc de la vamă. Deci presa are un foarte mare cuvânt de spus. Deci dacă se face publicitate, fiecare își cunoaște și drepturile și obligațiile, e mult mai ușor de rezolvat. Cu timpul s-a uitat de ordinul ăsta, s-a uitat de lege, sunt mulți care nu știu unde să adreseze și că pot primi sprijin. Eu constat că bibliotecarii sunt psihologi, de fapt, pentru acești copii. Este un lucru extraordinar. Eu aș cere, cred că, mult prea mult dacă cineva ar avea timp, în puținul timp, să scrie o mică istorioară, iar colaborarea cu un ziar care să publice din ceea ce dumnealor spun aici, pentru că lucrurile astea trebuie să auzite. Altceva este când le vezi, le simți, dar și citind, eu zic că cu puțin imaginație te introduc într-o stare din asta care... Eu cred că pot să ajung la Jurnalul Național cu care am o colaborare bună. Chiar Ionela Gavriliu a spus că mă va contacta pe tema acestui proiect pe care sunt sigură că tot pe Facebook l-a găsit. Eu am lucrat foarte bine cu ea pe autism. Iar dacă, doamnele bibliotecar, așa o istorioară scurtă o pot scrie, noi încercăm să găsim o legătură cu un ziar. Eu sunt politic aici, dar vreau să excludeți faptul că sunt politic, ajut politic atât cât se poate în acest proiect. Dar sunt un om ca fiecare, un om cu suflet și un om care îmi place să mă implic de nevoie, pentru că, așa cum spunea colega mea, îți trebuie suflet și eu zic că am părticica aia de suflet pentru cazuri sociale. Vom organiza un eveniment legat de acest lucru, că este duminica părinților și copiilor, ai căror părinți sunt plecați în străinătate. Deci vom mai avea un eveniment la Bacău, vă spun, împreună cu biserica. Iar ceea ce vreau să spun, încercăm Vasluiu, care mi se pare afectat la fel de serios, și Gorjul, ceea ce am văzut și am aflat la videoconferința care am avut-o cu Departamentul Egalitate de Șanse și încercăm, adică nu încercăm, încercăm, dar reușim. Iar România va pierde forță de muncă activă, nu vor mai avea, nu vor mai plăti contribuții la stat, nu va mai avea cine să ne plătească pensiile noastre, a părinților noștri. Deci este într-adevăr o problemă, noi ne-am trezit, suntem conștienți, de aia suntem aici. De aceea ne-am propus ca această caravană să străbată România și, într-adevăr, să trezească pe cei care, într-adevăr, sunt factori de decizie. Eu mă simt într-un fel, dar nu sunt factori de decizie, nu politicul și nu politicul din opoziție, ca să fiu mai dreaptă, că nu vreau să politizăm, dar cel puțin am o motivație aceasta. Din poziția asta m-am implicat și de aceea doresc să mă implic în continuare și vom merge până la capăt. Nu spune nimeni că vom face minuni cu acest proiect. Nu spune nimeni că vom rezolva nu știu câte cazuri. Dar spunem că cei care trebuie să audă, vor trebui să audă.